să fac orice. Orceul ăsta e... Și să mă joc castelul la nevoie. Am înțeles și declarații de dragoste. Dacă nu, nu ne dăm materialul mâine cu cearta, l-avem în gala. Cearta? Care e bine? Pe care? Are Murița, da. Ba da, ultima. Nu cred că a dat-o. În pat? Cred că a dat-o. Nu a dat-o. S-a încheiat discuția. Când te-a făcut eu Leneș. A, cu Leneș nu mi-a dat. Hai, dar să nu-mi dea vocea, că iar mă ia. No. Deci, ți-ai dat seama că atunci când iubești pe cineva, faci orice pentru acea persoană să fie bine. Corect? Da. Eh, ok. Să nu uiți lucrul ăsta. Orice ai zis. Dacă mai înainte când ăla, faci orice pentru mine. Și la fel pentru tine. Totul sau nimic. E pe ideea asta merg. Îți ofer totul, nu-mi ofer totul. Nu-mi ofer nimic, nu-ți ofer nimic. O, da. Bine, bă, iubilică. Ce e, fa, bă? Ce e, bă, iubilică al meu? Se plimbă vrăbiuțele pe aici. S-au obișnuit aici. Nu, nu am ce treabă. Aveam o vrăbiuță care era la noi la masă când mâncam în curte. În casa veche? Nu. Acasă la tine? Acasă la mine. Până pe măsuță. Am mâncat câteva firimituri, mânca, pleca. Eu mergeam la o terasă când mâncam la fast food și venea o vrăbiuță. Băi, dar multe. Și le aș cupau pâine și de alea. Și nu le era frică de oameni așa de familie. Era obișnuite. Ți-a trecut somnul acum? Ți-a trecut somnul? Dar ce zicea că e obligatoriu? Nu poate că nu ia așa în brațe. Nu te poate îmbrăți seara asta sau ca un copilaș. Urița, dar știi de ce cățelușele își mănâncă?